Da, cum? Lasă cerepe la suflet. Cerep, cerep. Nu știu. Roxana.
pământului și oriunde vor fi telespectatorii tăi, cu drag te așteaptă și te primesc. Roxana vorbește despre tine, relația cu arta plastică și perspectivele pe care le ai. Bine v-am găsit! Mă numesc Roxana, am 18 ani, urmez studiile la Liceul de Artă din Baia Mare. De când eram mică îmi plăcea foarte mult tot ce ține de artă, desenul, moda. Aș vrea să ajung la arhitectură, la facultate. Îmi place foarte mult combinarea culorilor și modelele abstracte și sper să fac ceva pe viitor în direcția aceasta. Ce vrei tu să spui oamenilor prin culori și combinațiile tale abstracte? Aș vrea cât mai mult să arăt oamenilor că se poate desena și altfel, se poate abstractiza foarte mult și găsind alte înțelesuri, se pot vedea părțile ascunse a naturii, de exemplu, sau a oamenilor. Am înțeles că mâine aveți o expoziție? Da, mâine este o altă activitate, tot în domeniul artistic, dar cu alta asociație. Eu sunt și președintele Asociației Artiștilor Plastici Alexandru Șainelic din Maramureș, care adună în special artiștii autodidacți, dar porțile noastre fiind deschise au venit foarte mulți profesioniști, astfel încât astăzi avem peste 100 de membri în asociație. Dar copii aveți? Avem și copii, pentru că noi ne gândim tot timpul la aportul de vitalitate și prospețime. Exact. Pregătim copii care în continuare, în viitor, să preie frâiele acestei asociații, să o ducă mai departe. Care sunt peste ei, dar încă și-au păstrat.